Și pentru că și-a revenit vremea, astăzi am revenit pe șantierele județului Neamț. Sunt pe drumul județean 207D, care face legătura între Horia și Icușești, ieșirea spre județul Bacău. Este un proiect pe fonduri europene, axa strategică de transport Piatra Neamț-Bacău, segmentul 2, așa cum a fost el denumit și licitat. Am inspectat lucrările pe tot traseul, pentru că avem 47 de poduri, s-au făcut lucrările de consolidare la o parte din versanți și s-a supralărgit carosabilul. Lucrările sunt în grafic, sunt mulțumit de ceea ce am văzut și sper ca imediat ce vremea permite să începem lucrările de așternere a primului strat de asfalt. Așadar, dragi nemțeni, am revenit pe șantierele județului Neamț și în perioada următoare o să ne revedem pe toate șantierele județului, pentru că Consiliul Județean Neamț are foarte multe șantiere deschise și trebuie inspectate, trebuie să ținem din scurt fiecare lucrare și să putem să o ducem la bun sfârșit așa cum trebuie. Așadar, ne revedem pe alt șantier al județului Neamț și vă mulțumesc!